După al doilea război mondial, o parte însemnată a Europei de Est și de Nord-Est intră sub sfera de influență a Uniunii Sovietice. Era o lume a bolșevismului și a lagărelor politice, condusă cu mână de fier de unul dintre cei mai cumpliți dictatori ai secolului 20, Iosif Stalin. Milioane de oameni au pierit doar fiindcă au îndrăznit să se opună regimului comunist, să viseze la libertate sau doar fiindcă au avut altă opinie decât cea impusă de soviete. Pentru ca nimeni să nu uite la ce duce totalitarismul și intoleranța, printr-un parteneriat între cercetătorii lituanieni și basarabeni, a luat naștere o expoziție cutremurătoare, cu imagini din lagărele de muncă din Siberia și Orientul Mijlociu, acolo unde erau deportați dușmanii comunismului. Expoziția se referă în general la victimele din Lituania ale sistemului Gulag, dar cu analogii și în Basarabia și teritoriul românesc. Expoziția a poposit și la Botoșani, în cadrul memorialului Potești, după ce a fost prezentată la București și Piatra Neamț. Este itinerantă și a fost găzduită de o serie de instituții europene, dat fiind cooperarea grupului de studiu de la Chișinău cu colegii din Lituania. Am reușit să beneficiem de această expoziție ca să fie vernisată și în Republica Moldova și în spațiul deci românesc din vecinătate. În 10 de imagini cutremurătoare, documente veritabile și povești emoționante este refăcută istoria dramatică a deportărilor în Siberia, de la barăcile și chinurile foamei și până la zâmbetul trist marcat de durere și dor al deportaților. Expoziția aduce în fața ochilor vizitatorilor un crâmpei de realitate dureroasă, explicată de tineri studenți sau cercetători din Basarabia. Trăiau în bordeie sau cel mai bine le-am mers la cei care au fost deportați vara. De fapt, ceva era cald, nu era atât de frică să înghețe, adică puteau să-și construiască casă. Dar cei care au fost aruncați iarba în Siberia, vă închipuiți împrejur numai pădure, n-au nimic de miete, n-au mâncare, n-au haine pe ei, deoarece majoritatea au fost deportați în cămeșe de noapte, în haine care au reușit să le ia, pentru că ei nu știau unde pleacă, nu știau pe cât timp pleacă și dacă se vor mai întoarce vreodată înapoi. Chiar și după ce îndurau chinurile lagărelor sovietice, întorși acasă în țări ocupate și îndoctrinate de comuniști, deportații sufereau în continuare ca niște paria. Aceste pârghii ale regimului totalitar au slăbit puțin și ei au reușit să ajungă acasă, dar acasă, de fapt, au revenit, parcă liberi, dar cu acest stigmat de dușman al poporului. Deși expoziția prezintă chinurile îndurate de lituanieni în lagărele sovietice, profesorii basarabeni spun că sunt numeroase similitudini cu ceea ce au trăit oamenii din Republica Moldova în anii cumpliți ai stalinizării. Sunt foarte multe tangențe între ceea ce au trăit basarabenii în deportare și lituanienii. Deci cooperarea cu colegii de acolo ne ajută să aprofundăm pas cu pas, că e un proces foarte lung și complicat, să ne aprofundăm cunoștințele, pentru că să înțelegem ce a fost atunci. Și cum ziceam în sus, foarte multe probleme cu care ne confruntăm noi astăzi ca societate în Republica Moldova, de fapt, ele își trag rădăcinile de atunci. De altfel, scopul declarat al expoziției este acela de a menține vie memoria istoriei, dar și dorința de a nu se mai repeta niciodată aceste atrocități. Cred că niciunul din noi nu vrea să se repete și, Doamne ferește, să se mai repete așa ceva. Dar noi totuși nu trebuie să uităm prin ce au trecut strămoșii noștri, nu trebuie să uităm prin ce au trecut bărnii, părinții noștri, și pentru ca să împiedicăm așa ceva să se mai repete încă o dată. La expoziția găzduită de Memorialul Potești au participat și 10 de elevi. Aceștia au fost profund impresionați atât de imaginile prezentate, cât și de explicațiile oferite de organizatori. Mă impresionează după cum au trăit acei oameni în trecut și după cât de chinuiți au fost. Care este lecția pe care ai învățat? Să mă bucur de ce am și să mă bucur de familia mea. Să nu mai repetăm greșelile pe care le-au făcut și oamenii care au trecut, care au fost în trecut. Expoziția va putea fi vizionată la Memorialul Potești până pe 7 martie. După această dată, sub cer străin, va poposi la Sighetul Mărmației.